Candyman. 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 Candyman? Candyman. Se aude ceva în apartament. A venit să mă omoare. Cine? Fucking Candyman. Am vrut să fac reveu asta de ceva timp. Asta era reveu la un film vechi pe o lună pe care îl promisi de care nu mă țin de program. Am vrut să-l fac mai mult pentru că a ieșit trailerul pentru reboot, remake, soft reboot, I don't fucking care anymore, că nu, nu știu nici ei. Și am zis, ok, poate unii oameni nu știu de fapt cine este Candyman. Am Au auzit așa că, a, da, e un film vechi de groază, dar nu e așa de fain ca Freddy sau astea. Da, Candyman e un pic în liga lui. Dacă n-ai văzut filmul, ar trebui, e un film mai vechi din 1900 și ceva și e de groază a încercat ceva original pe o piață super saturată de horror. Și sincer a reușit. Entuziasm pentru filmul ăsta are o oră jumate, nu am fost neapărat uh, entuziasmat să-l văd, știam de el de când eram copil, dar când eram copil prin casa 6 7 noi nu eram foarte mult cu Candyman. Eu personal eram foarte mult cu Freddy, ăla este preferatul meu dacă vrei din ăștia horror. Și exista un film, se numea Bloody Mary, nu mai știu când a ieșit, nu știu dacă o să-l găsesc să vă arăt, dar mergea pe același concept, dacă spuneai Bloody Mary, Bloody Mary, sau spuneai o poezie, știi, în oglindă apărea Bloody Fucking Mary, Mariana Sângeroasă. Odată ce am văzut ăsta, când eram tânăr, îți dai seama că nu eram entuziasmat de același concept la Candyman, care cei drept a fost înaintea acelui film, dar din nou nu l-am văzut. A trecut timp, au trecut ani, am zis, știu câte ceva despre el, că l-am mai văzut menționat la alții și gen, da, îs familiar cu Candyman. Știu filmul, știu ce este, nu l-am văzut cap coadă, I, you know. Dar odată cu trailerul ăsta am zis să vă readuc aminte că există un film și de data asta l-am văzut. Avem o poveste slăbuță, sincer. E o femeie care scrie un fel de eseu sau un articol și investigează niște crime. Dumai e că poliția a rezolvat deja cazuri, știi, băi, știm cum a murit oameni de culoare într-un cartier care gang related și chestii de genul, nu ne batem noi capul. Chestia interesantă e că cam toată lumea menționează de Candyman. Mulți spun că au fost omorâte persoanele astea din cauza lui Candyman. Ea se duce, investigează, investigează la un moment dat o locație, mai cam ciudat aici, investigează unde a murit una, știu, înainte. Investigează și mitul ăsta cu dacă spui Candyman în oglindă, uh, dar din nou, foarte sceptici. Ea mai are și o pretenoară cu care merge, dar foarte sceptici, nu credem noi în dinastia. Adică soțul ei e unul la facultate care în programa școlară scrie că trebuie să vorbească despre miturile astea, legende urbane, și trebuie să le spună copiilor sau studenților că nu sunt adevărate. Îți de multe ori factorii unei boli mentale. Ce se întâmplă mai încolo, îți dai seama că ea îl descoperă pe Candyman. Și de acolo, Rick Havoc. Adică, dă să meargă. Scandal, haos, bahaos, toate chestiile astea, vine nenea Candyman și începe și slășuiește în sânga și în dreapta. Probabil te întreb cine e Candyman. Mi-ai tot spus de el de când a început clipul ăsta. E un tip de culoare, povestea în, în film e explicată, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Nu o să vi-o spun eu aici, dar o să vă spun că are o prestanță interesantă. Și destul de înfricoșătoare. E un nenea înalt, cu un palton și în loc de mână are un cărlig, ca un pirat, dar nu prea. Dacă vorbim de actori, Candyman, actorul a devenit destul de notor sau legendar după filmul ăsta, oamenii l-au apreciat mai mult, vocea lui este foarte dominantă și are o prestanță, când îl vezi prima oară, dacă nu mă știu memoria aia e prima oară e pe un fel de, într-o parcare din asta supraetajată, e mare, e într-un palton uriaș. Și are așa o privire, știi, se uită de sus la tine, nu știu, actorul e perfect și din păcate nu e foarte mult în film încât să zic, bă, a făcut filmul, nu este mai degrabă e femeia dar e foarte bun pentru ce vrea să prezinte o, cum îi spune o prezență înfricoșătoare sau dominantă femeia, în schimb, iar e foarte e, e un pic mai interesantă poate nu e atât de interesantă sau originală cum e el, știi, v-am zis, el e uriaș, are un cărli, chestii de care să te agăți și de care să fii intrigat. Ea e doar o femeie care inspectează, dar o pun în atâtea posturi interesante încât vrei să afli mai mult despre ea. Știi cum e de obicei în filmele horror când nu-ți pasă de oameni? Și te bucur că poate afli ceva pe la finalul filmului despre ucigași? Știi la finalul filmului horror când spune Uh, ucigașul ăsta a început să o moară pentru că maica sa l-a lăsat să se nece în lacul din Crystal Lake. Deci, acum cum -a înțeleg, am aflat ceva despre monstru, e deep, e deep shit. Aici, în schimb, întoarcem un pic chestia și aflăm tot mai multe. Aflăm și despre monstru, monstru, povestea lui și ce îi și cine îi și de ce îi, dar vedem o traiectorie a femei, de ce, nu de ce, cum o afectează pe ea. E un fel de călătorie aici. Da? Află de evenimente, inspectează evenimentele, investigează, dă de Candyman și după aceea alte chestii. Și mi-a plăcut. Femeia e superbă. e frumoasă, e stilul ăla 90, știi, cu părul ăla așa, creț și scurt și ok, albaștri, superbă femeia. Mi-a plăcut de ea, nu am mai văzut-o altundeva, e ok. La zile pentru mine Candy, meu l-am văzut într-o după masă, dar nu l-am văzut seara, eram prea speriat, fac eu. Și a fost plăcut, nu s-a simțit ca un film de groază. Are 4, 5 jumpscare -uri. are ceva sunete, jocuri de sunete, are ceva momente de astea, știi, de groază, dar nu îl consider foarte de groază. E genul ăla de film care se bazează pe atmosfere și poveste. Îți spune povestea, de ce se întâmplă, îți prezintă situația, unde se întâmplă și cum se dezvoltă acțiunea de fel și după aceea atmosfera. Când vi apare candiman, când chestii de genul, știi, ești ok. Mi se ridică porul pe mâini, ești prost. Foarte bun. Foarte bun. Nu e... Nu, nu o să mai revăd filmul ăsta. Dar odată ce l-am văzut, îmi fac griji pentru reboot ăsta ce fac ei, că arată foarte ieftin. În timp ce filmul ăsta avea avut o oră jumate, a știut cum să construiască fiecare setup, ăsta e, mergem să investigăm. Aici investigăm, așa se dezvoltă și se întâmplă acțiune. Aici, astea sunt repercursiunile investigației. Frumos! Nu e un, prin toate astea, nu spun că e, bă, băieți deștepți. Nu, e bine pus la loc, în pula mea te poți uita liniștit, poți să înțelegi ce se întâmplă, știi? Da, overall mi-a plăcut și dacă e să mă întreb pentru mine, Candyman primește scut complet. Dacă ar fi fost în cinema, aș fi mers să-l văd. Din păcate o să fie reboot în cinema și probabil o să merg să-l văd ca să-i fac greveu, dar pula mea nu se entuziasma de el. În caz de-ai dojuit filmul ăsta, știu că mulți dintre voi, mai ales mai tineri, nu știți de el, nu pare atâta de impresionant ca dănan sau alte căcaturi, dar uitați-vă că e filmat interesant. Sunt niște jocuri de lumină pe față ești unde se vede doar, se văd așa doar, doar ochii luminați și Pă, drăguț. Nu e ceva ce n-am mai văzut, adică există lista lui Schindler unde fac jocuri din astea de lumină Spielberg, dar mh, să le văd într-un film horror. Nice. Ai văzut Candyman? Ce căstu despre el? Și du-te în oglindă ca să spui de cinci ori Candyman. că scriu curios să văd dacă după aceea mai poți să scrii comentariu. Subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.